Hai să analizăm un pic biful acesta, că văd că e bif nebun, fraților. Bună tuturor! O, ai ce m speriat! Azi vreau să abordez un subiect mai puțin plăcut. La sută, la sută, la sută, hate gratuit. Un anumit domn, al cărui canal e denumit Zapi, ne-a oh, acuzat shit. pe noi de diferite chestii. Chestii pe care aș vrea să le luăm azi pe rând. Și apoi vom vorbi Auzi, și despre frate. distinsul domn. 1. După cum bine domn. știți, ne Mamă, frate, când găsești și eu pe cineva să vorbească așa despre mine? Distinsul domn, el Red. Hai Am că... făcut un nou canal și aparent ni s-a spus de nenumărate ori că îl copiem pe Jimmy. Țin din prima Covești să precizez că ce voi spune în continuare nu <coughs> e un atac la contentul lui Jimmy. Din contră, îi respectăm munca Hai și îl susținem. Frate. Pentru că noi știm ce înseamnă să creezi content, nu ca domnul Zapi care alege să facă vizualizări comentând aiurea pe munca altora. Nu Noi... cine e cu sunteți voi de ziceți, mă, chestiile astea, că voi știți ce înseamnă să creați content. Ia să vă văd, mă, fraților, cine sunteți voi că faceți Sau... show-uri animate, ia. Auzi, mă, ce-mi zice, mă, frate, mă, că și știu, că zapi nu știți ce înseamnă să creezi content. Salut, mă numesc Paul și niciodată nu cred că voi fi capabil să o iert pe mama mea. Pur și simplu, nu ne permiteam vreun lux, dar, sincer vorbind, eu mi-a care a făcut-o a fost frate cu intenția asta că a mama nu a contribuit a Ok, m-am prins care e schema cu ei Nu i așa, yeah. domnule Zapi? E crazy frate, ești nebun Aici ai greșit puțin, ei fac content cam din 2011 Irrelevant de când fac content sau irrelevant ce content fac Să zici că faptul că un om, un youtuber nu creează content e crazy frate, e crazy Bă, contentul și crearea de content nu înseamnă neapărat cu câte ore de câte ore de pui tu în crearea de content, aia înseamnă că ești creator de conținut. Poți să te pui 10 minute, frate, să faci un videoclip, 10 minute, aia înseamnă că creezi content, ai creat content. Pentru că contentul, frate, e subiectiv. Unora le place, unora nu le place. Contează dacă contentul ăla te gâdi la unde trebuie, știi ce zic? Nu, nu, contează în cât timp a fost făcut contentul, contează să te gâdi la unde trebuie. Până la urmă, ăla contentul. Dacă ție ți-o satisfăcut nevoia de a consuma content, înseamnă că o făcut content. Pentru că vă că vine natural să zici de alții că nu fac nimic, că copiază, dar tu ce faci? Stai pe un scaun și comentezi la un content la care alții au muncit cu orele. <coughs> În fine, vorbim la final și despre atitudinea lui. Cum am zis, Enzo. noi acum doar ne apărăm de vestitul comentariu îl copiez pe Jimmy. În niciun caz nu căutăm să-l învinuim pe el de ceva. Din contră. Bravo lui pentru tot ceea ce face. Noi nu-l copiem pe Jimmy. Pentru cine... dar înainte a zis că nu știe ce înseamnă să creezi content. E crazy un pic așa. Care Au bifbă cu zapii? Păi S -a -s. da, dar S -a -s. acum aștept Eu să văd despre, despre ce este vorba. De ok, DJ. Ca să înțeleg, -a ca a să înțeleg. 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 Zapi au făcut un react la la ăștia înainte 7, 3, 4, să înceapă 0, tot biful ăsta, așa ai? 8, 7, Și 7, o zis 6, presupun 7, 7, în videoclipul 8, ăla că ăștia îl copiază 7, 7, pe pe ăsta, pe Jimmy și pe pe, pe ăștia cu poveștile, așa ai? Și ăștia au primit de mult timp comentariul ăsta cu vezi, doamne, că îl copiați pe Jimmy și pe X și pe Y. Pentru că în România nu se poate face, nu pot, po po să existe doi creatori de conținut care sunt pe aceeași că automat trebuie să se copieze. Ceea ce e crazy, <coughs> dar atâta putem noi ca români să gândim Ok, știe, am înțeles, bun Noi am bun. început canalul Flover vs. Dian 2019 cu povești de, de genul. De pe atunci nu aveam povestea abonatului. Însă, înainte de acest canal, noi am mai avut unul în engleză din 2017, pe care postam genul ăsta de animații. Canal la care am renunțat complet când ne-am apucat de Flo vs. Dia. Deci, în perioada când noi făceam povești de genul cu un alt tip de animație, Jimmy făcea episoadele de pe canalul Jimmy Hex. Deci, nu poveștile. Nu am inventat noi gaura macaroană, Evident că ne-am inspirat și noi de concept din străinătate. Măi, Dar nu, marat. nu l-am copiat pe Jimmy. El a ajuns la mai mulți oameni și de aia orice faci, gata, l-ai copia pe el. Și la urma urmei, dacă te-ai de la Jimmy, care ar fi fost problema? De fapt. Aici, da, au dreptate. Aici chiar au dreptate. Chiar au dreptate. Bă, fraților, există mai multe nișe când vine vorba de content creation. Dacă îți doi content creators care fac videouri pe aceeași nișă, aia nu înseamnă că se copiază unul pe altul. Cum ar fi, de exemplu, uite, la nișa mea de comentarii, da? Dacă vine un alt om și face video despre un subiect despre care am făcut eu sau invers, aia nu înseamnă că ne copiem din cauza faptului că noi facem video practic în teorie despre știri sau chestii ce se întâmplă. Și aia nu înseamnă, de exemplu, când se întâmplă o știre, da? Șteaua câștigă Champions League. Și toate, toate ziarele postează despre faptul că Șteaua a câștigat. Aia nu înseamnă că se copiază, înseamnă că dau doar report pe știrea respectivă. Când iei un video și-l copiezi cuvânt cu cuvânt, atunci înseamnă copiat. Că faci tu un video despre un subiect despre care au făcut altceva și zici propria ta părere, ăla nu copiat. Am nu așa s-a creat toată industria asta? El la rândul lui s-a inspirat probabil de undeva. Și -a nu m-am uitat ceva pe băcăstrupă Alții s-au inspirat din altă parte și tot așa. Orice youtuber sau artist și-a găsit inspirația în ceva. Și nimic nu e rău în asta. Ba chiar toate platformele astea te încurajează, de exemplu, să faci un anume challenge, pentru că fiecare om îl face în stilul lui și e loc pentru toți și fiecare are comunitatea lui. Eu, de exemplu, urmăresc clipuri cu mâncare și mă bucur că tot mai mulți oameni se apucă de asta. Chiar din mintea unora pare că se copiază între ei. Nu! Asta e cam printul donații, n-am văzut, sorry. Părere Ana del Rey? E ok. Noi trebuie să ne bucurăm, pentru că poate ne place contentul, dar nu rezonăm cu creatorul. Așa că dacă sunt mai mulți care fac același lucru, noi sigur vom găsi o persoană mai pe sufletul nostru, să spun așa. Tu, Zapi, ai zis că noi suntem o copie de buget al lui Jimmy. Serios, tu a cui copie de buget ești? Pentru că, din câte știu eu, nu ești primul care a venit cu acest concept de a reacționa și de a da cu hate la diferiți oameni. E trist faptul că urmăritorii tăi nu-și dau mm. seama că tu cauți să te iei din nimicuri doar ca probabil să faci bani pe munca altuia. Pentru că tu ai stat. Crazy shade, ca... brother! Ești nebun? Crazy shade! Stai, dăm un pic înapoi, un pic înapoi. În primul și în primul rând, m-am făcut videoclipul ăsta cu 15 ore. Holy fuck, pe au făcut videoclipul ăsta cu 15 ore la le-au toki, ochii. Au zis că în sfârșit, în sfârșit vorbește ceva despre noi, e timpul să ne reînviem canalul. Geta lui Jimmy. Serios? Tu a cui copie Are de Are bivă, Tony. Pentru că din câte Tony! Eu... Tiri... Încălzește mașina că merem, merem. Drive-by. <laughs> eu nu ești primul care a venit cu acest concept de a reacționa și de a da cu hate la diferiți oameni. E trist faptul că urmăritorii tăi nu-și dau seama că tu cauți să te iei din nimicuri doar ca probabil să faci bani pe muncă alții. Tai un pic încă o dată. Again. Ești. Pentru că din câte știu eu Nu ești primul care a venit cu acest concept De a reacționa și de a da cu hate La diferiți oameni E trist faptul că urmăritorii tăi Nu-și dau seama că tu cauți să te iei din nimicuri Doar ca probabil să faci bani pe munca altuia Pentru că tu ai stat pe un Crazy crazy, decât... crazy acest comentariu Că te iei din nimicuri doar ca să faci bani pe munca altora Holy fac ce îmi plac comentariile de genul Mai ales că ăsta e genul, Eu fac comentarii îmi plac, iubesc, mă, frate, comentariile genul când cineva zice că Mamă, că tu nu numai de despre alții știi să vorbești, faci bani pe munca lor la, la, Bam, bam, bam. Shut the fuck up Am bani la zapi, că am zis pulă pe chat Na Ce pot să zic, fra? Și ai comentat videoul meu Merci, frumos, La care de de o săptămână Și probabil ai făcut bani din acest făcut nimic Sau poți să mă contrazici Și să-mi demonstrezi că îți demonetizez În semn de respect videoclipurile de reacții Deși mi-e greu să cred Dar nu te contrazic Dacă ne arăți să ne demonstrezi că Oh na no, despre ce vorbești? Plăcerea mea să fac bani despre De pe prostiile altora Plăcerea mea. tu știi ce, ce bine a intrat ce cu ăla când am făcut video despre Elysium? Despre copilul ăla terminat care își bătea joc de oameni de pe stradă? Știi ce bine au intrat ce cu ăla? Ai, 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 Oh, Alexios, uite cum i-a căzut. Eu un băț lui Alexios din buzunar, așa i-a căzut. De-aia că vorbim de căca despre alții, așa i-a căzut un băț din buzunar, știi? Opa, oh, ăsta oh, vorbește căca despre alții. Opa! Oh, Opa, oh, căzut un băț. Mulțumesc, bradere, de donație. Aceasta din prima clipă. Nu doar cu un screen demonetizând temporar. De ce să picioarele am văzut, am văzut în gură la, la noi? Zicând că noi nu muncim, că zero efort, că personaje desenate în paint, că noi nu ne chinuim ca Jimmy. Ba chiar și tu, Zapi, ai zis că avem imaginea de fundal și personajele făcute în AI. Am să răspund pe rând cu tot cu dovezi. Da, imaginea e făcută în AI și deși plătesc lunar abonament să iau imagini gata făcute, am preferat să fac ceva diferit pentru că toți folosesc aceleași imagini. Și crede-mă pe cuvânt că e mai greu să găsești imaginea potrivită în AI decât să o iei gata făcută. Ca să... Mă, sincer vă zic... Again, nu știu, poate la mine e un pic mai diferit, frate. Poate că eu am artă, altă, altă zi cum se numește. Poate că am altă... Percepție despre content, față de alții. Bă, frate, mie să-mi fie și desenat în paint, să-mi fie desenat în paint toată animația, să-mi fie filmat cu, cu telefonul, să fie filmată cu un cartof, frate, nu mă interesează, mi se rupe, frate. Atâta timp cât arată bine, mă frate. De ce scrieți bucigoi? Bă, să mă bată, da. am rămas, stai, stai zi, bicar, am rămas în chat, Explicați-mi și mie ce se întâmplă, chat. Ce se întâmplă. A, am inteles de la Zapi și la el au spămat în chat când a reacționat la video asta. Da, bun, revenind, la ce ziceam. Deci da, mă, pentru mine poate să fie video făcut, ești nebun și cu un cartof, atâta timp cât v-am zis, it hits, it hits. Chiar nu-mi pasă, sincer, calitatea videoului, nu-mi pasă cât de mult să lucră la video, nu-mi pasă, bă, poate să, fie, poate să, fie, cât de jec posibil, mă, dacă îi ce trebuie, video îi ce trebuie. Real sau nu real? Mai greu să găsești imaginea potrivită în AI decât să o iei gata făcută. Ca să scot 10 imagini am avut nevoie de peste 5.000 de căutări și pot demonstra asta. Din suflet mi-aș dori să desenez eu și fundalul, dar ce să vezi? Nu am vreo echipă în spate, sunt o singură femeie care face asta și mai am și altă muncă pe lângă. Atât s-a putut, îmi pare rău că te dezamăgesc. 2. Legat de personaje. Să știi că eu le desenez și o să las aici dovezi. Frumoase, urâte, <coughs> nu contează. Le fac eu cu mânuța mea. Chiar de habar n-am să desenez și încerc să învăț pe parcurs. Puteam să le iau lejer de pe internet, dar nu am făcut-o. Aici puteți vedea cum fiecare părticică și detaliu îl fac eu. Holy shit, chat, bă. Aici puteți vedea cum fiecare părticică și detaliu. Yo. Hear me out, chat. Hear me out glumesc, 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 doamne ferește. Mi-a zis mult că Jimmy se chinuie mai mult decât mine în realizarea personajelor. Și eu vă contrazic, poate că așa e. V-am zis, îl respect pe Jimmy, dar pun astea aici ca să mă apăr. Vi se par cunoscute personajele? Le puteți descărca de pe internet dacă doriți. Contra unui abonament, aveți și voi acces la ele. Și puteți să vă apucați de copiat. Ready, te pup! Lasă-i, bradele, lasă-i în pace. Bă, again, cu chestia asta, cu, cu la, mă, la, la animații mai greu un pic, că practic tu dacă când copiezi, îi fur practic proprietatea intelectuală a al altui om. Aici cu animația, cu chestiile astea e mai greu un pic, mai greuț un pic, așa, știi? N-am să te mint aici, chiar contează foarte mult chestia asta, părerea mea. Chiar contează mult. Bine, animație. Mult spus animație, tati. De fapt, definiți animația. Știi ce zic? Definește animația. Se încadrează slide-urile astea la animație sau nu se încadrează? Așa cum spune domnul Zapi și susținătorii lui, care din păcate văd totul doar alb și negru, dar există și nuanțe de gri. Voi sigur recunoașteți personajele și cadrele, aparent sunt create de un domn din Republica Cehă. Aici se vede și profilul lui. Dacă mă înșel în vreun fel, puteți să mă contraziceți. Eu prin asta nu vreau să demonstrez că no. cine nu muncește. Băi, ești nebun ce niciodată. E crazy, ce se întâmplă în... <laughs> crazy ce se întâmplă pe scena asta de animatori. Băi, își dau ăștia snici între ei. Mi se pare insane, frate, că îi dă snici la altul, bă. Îi dai expoz la altul când încerc, încearcă să-i dai expoz la altul What? De ce au pus și numele lui Max Infinity și la povești cu Jimmy în titlu când i-a răspuns despre Zapi, Pentru că îi dă expose la povești cu Jimmy și lui Max Infinity în timp ce îi răspunde lui Zapi. Holy fuck, bro Man Despre ce ori și ne zicem? Ne de 6-9 snitch Uite aici, bro, snitch Din contră, vă zic eu că o face Dar pentru a crea material ai nevoie de accesorii, <coughs> să spunem. Noi suntem români. Din YouTube-ul românesc, mai ales la început, nu poți să ai o echipă în spate care să te ajute. Nu ți permiți. Și nici nu poți face tu totul de la zero. Pentru că nu ai mai terminat un video niciodată. Așa că singura variantă e să cumperi niște accesorii de Mă, dar cum i-o dat snitch, mă, și expos, mă, mie mi se pare insane. Pe langate, mult. Ana, mersi frumos de donații. N-am putut, n-am putut, n-am putut, putut să fac stream. Ta facem astăzi, stream mai lung. Bro, de ce o dat nici? Explain. La toată lumea o dat nici, mi se pare insane. Care să te folosești tu în creația ta. Așa cum domnul Zapi și-a cumpărat scaunul pe care stă să comenteze. Nu cred că l-a conceput el. Poate pare că nu are sens să zic... What? Omule, ești de bun. <grijină> What the fuck? Man. Stai un pic. Din YouTube-ul românesc, mai ales la început, nu poți să ai o echipă în spate care să te ajute. Nu ți permiți și nici nu poți face tu totul de la zero pentru că nu ai mai termina un video niciodată. Așa că singura variantă e să cumperi niște accesorii de care să te folosești tu în creația ta. Așa cum domnul Zapi și-a cumpărat scaunul pe care stă să comenteze. Nu cred că l-a conceput el. Poate pare că nu are sens să zic de un scaun. Însă Zapi doar de scaun are nevoie pentru a crea un content, să spun. Tu îți dai seama, frate, că femeia asta o redus, o redus absolut toată chestia asta, toată nișa asta de comentarii YouTube la un scaun, frate. Uite, și ca să-ți demonstrez, ca să-ți demonstrez, da? Ca să-ți demonstrez. Fii atentă cum e scaunul meu. Cel mai bun comentator de pe YouTube. Uite aici scaun. Uite aici scaun. Ia scaun. măncați aș scaun. Fii atent aici că și câte ori au fost pe scaunul ăsta de de iap, de comentat. Oi, oi, oi Oi, oi, oi Sper că înțelegeți comparația, chiar de e una sarcastică. Lămurind aceste aspecte, aș vrea totuși să te întreb ceva. Eu nu știam de canalul tău. O urmăritoare de-a noastră ne-a trimis un mail în care ne-a și spus că ți-a lăsat un comentariu. Un comentariu foarte inteligent de altfel, pe care l-am văzut iar apoi s-a făcut nevăzut pe canalul tău L-ai șters cumva? Nu poți accepta când... Uf, îți garantez eu că nu o niciun comentariu Îți garantez, îți garantez, îți garantez, garantez Api fratele meu Îți garantez că nu o aștept niciun comentariu Cineva nu e de acord cu tine pentru că. Sta cu el văzut în casă, am din aceeași farfurie. Din contră, deci îți garantez. Doar comentariile jignitoare la adresa noastră. Întreb că pentru un om asumat cum pretins tu că ești, aici dă un semn de întrebare. Cred am că, am văzut că da, că Zabi. Nu știu. Și de Max Cred că da, normal. Că și aici pot. vreau să abordez un alt subiect. Oameni buni. Dacă un om își schimbă contentul <coughs> sau nu mai face ceva ce făcea înainte, Mă, cred că n-am șters în viața mea vreun comentariu care zicea despre mine ceva. În viața mea. Cel mai, cel mai, mult am șters comentarii care își băteau joc de cum arată, nu știu, un om despre care am făcut video sau whatever, chestii de genul, pentru care le nu-mi plac. Și îmi bate pula de mine, nu-ți bate pula de omul ăsta despre care fac video. Și a de să-ți bati pula de cum arată un om despre care am făcut eu video în, în, când n-am zis eu absolut nimic despre cum arată el sau ceva. Crazy. Nu înseamnă că e un terminat sau că a ajuns prost Pentru că m-am săturat să vă comentarii de genul la toți Ce-ai fost și ce-ai ajuns Vă rog doar să realizați că oamenii se schimbă Wait În stucă ești Aici dă un semn de întrebare Am văzut că v-ați luat și de max infinit Și aici vreau să abordez un alt subiect Oameni buni, dacă un om își schimbă contentul sau nu mai face ceva ce făcea înainte, nu înseamnă că e un terminat sau că a ajuns prost. Pentru că m-am săturat să vă comentarii de genul la toți. Ce ai fost și ce ai ajuns. Vă rog doar să realizați că oamenii se schimbă. Aici are dreptate. Are dreptate. Chiar are dreptate. Știi de ce? Are dreptate din cauza faptului că dacă cineva își schimbă contentul, dacă cineva vrea să facă altceva, nu, nu e nicio problemă că face chestia respectivă. Atâta timp când nu rănește pe nimeni și când nu face rău nimănui, complet de acord. Maxim finit, frate, nu-și merită hate-ul pe care îl primește. Complet de acord. Că mai rupem noi pula de, de el și de schibi de toilet, aia e complet altceva. Pentru că și noi suntem îndreptătiți la avea o părere despre persoana respectivă, despre ce au făcut. Știi ce zic? Că el și-a schimbat contentul și că face ce face, nu-i absolut nimic a greșit foarte bine că faci ce faci. E o mașinărie de bani. Că ne place sau nu ne place nouă din cauza faptului că nu ne place schibitoile, suntem prea mari, am crescut deja, suntem, no, whatever, e, pe mii de motive. E absolut irrelevant pentru el, e relevant pentru noi și atât. Noi ne zicem părerea. Avem dreptul să ne zicem părerea. Îs oameni care îți de acord cu părerea noastră? Îs. Îs oameni care nu îți de acord cu părerea noastră? Categoric. Who cares? Că Gen, ce-si ce, ce, ce caca ta de mult lumea pe, pe, pe ea pentru o părere, frate, ești nebun? It's not that deep, bro. It's not that deep. O place vouă sau nu, e o altă problemă. Omul ăla nu a ajuns mai rău doar pentru că nu vrea sau nu mai are <coughs> timp să creeze un anumit conținut. What? mai rău doar pentru că nu vrea să nu, e o altă problemă. Omul ăla nu a ajuns mai rău doar pentru că nu vrea sau nu mai are timp să creeze un anumit conținut. Ok, real, respect, arătate, lucru... dar în același timp nu uita că oamenii ăștia care fac ce fac, gen gaming, ăștia care fac gamer, mamă ce am vorbit aici, am vorbit de toți banii aici, de toți banii am vorbit aici. Oamenii care fac gaming la noi în România, fac ce se cere. Îți garantez eu că o să crească copiii ăștia care se uită la schimbitoare, nu o să mai uite, trebuie să vină alți copii. Alți copii. Și copiii care vin o să se uite la... La... Flippy Sync. Na. O să fie următorii copii, următoarea generație. Ăștia o să facă content despre ce se, la ce se uită copiii ăia. E simplu. Gamingul la noi în România oricum, frate, se ține de ultima, ultimul deget, așa, de o bară și jos îi cu căcat și ei se țin cu ultimul deget. Asta e gamingul la noi în România. Și gamingul în general. E mort gamingul, să fim sinceri. Să fim sinceri. Gamingul e mort, bro. E mort în in shambles. Nu a fost niciodată așa de mort cum e acum. Și nu-mi ziceți că nu e așa, că e jale. E jale. Și nu e numai din cauza faptului că eu am crescut. E jale, frate, e jale. Să fim sinceri, e jale, e infect. Nu mai are o substanță, nu mai au jocurile o substanță, nimica. Nu mai e worth, S -s prea multe chestii acum în ziua de astăzi care e mult mai exciting decât să te joci până și să te uiți la content pe YouTube, e mai exciting decât să te joci în trecut, aveai cu ce să te joci, aveai ce să te joci, acum nu mai e ce să te joci. Ziceți-mi voi când ați jucat ultimul joc cu plăcere și nu numai așa, când aveați ce face. Gen când ați fost ultima dată excited, așa să vă jucați un joc, să stați fraților, să rupeți jocul ăla în două. Când a fost ultima dată? Și nu e nimeni în măsură să critique ce face altul El ring, tine, exact Cât acea persoană nu face rău Învățați să treceți mai departe Atât. fără să judecați Tu, Gigel, de exemplu, te uitai la Max acum 5 ani Erai mai mic și voiai altceva Acum ai crescut Și tu ți-ai schimbat preferințele Și poate Max și-a schimbat stilul <fie> Pentru că așa a fost mai bine pentru el Și punct Tu nu ești obligat să te uiți la el Și poți căuta pe cineva pe placul tău E simplu. Opriți-vă din a mai critica lumea în felul ăsta. Are dreptate, va. aici are dreptate, n-am -am cum să. N-am cum să, să zic nimic, are dreptate. Și situația lui Max e doar una din atâtea. Cum a zis și urmăritoarea noastră lui Zapi? vă lipsește empatia. Sunteți mai fericiți când criticați și e trist. Dacă vreți să faceți un bine și să scoateți la iveală răul, vă puteți inspira de la Recorder. De exemplu, răul adevărat nu e în contentul lui Max Care face clipuri pentru mamă, copii Mamă, frate, Și departe Stai așa că s-a dus departe Rău, departe, rău s-a dus Departe, rău, mamă, frate Departe, rău, departe Să mai ascultăm încă o dată El argumentul Ele și e trist, zapi vă lipsește empatia. Sunteți mai fericiți când criticați și e trist. Dacă vreți să faceți un bine și să scoateți la iveală răul, vă puteți inspira de la recorder. De exemplu, răul adevărat nu e în contentul lui Max care face clipuri pentru copii, nici în povești. Mă, știi care e chestia? Hai să vă zic o chestie, bă, chat. Hai să vă zic o chestie. Să vă zic o chestie. Bă, Ideea e în felul următor. Mai este bine și înțeles când facem videoclipuri despre oameni care fac căcaturi. Și it feels good, știi ce zic, să faci chestia asta. Real vorbind. E bine. Se simte bine. Puteți ziceți ce vreți. Da, în același timp, n-am să vă mint. Bă, credeți că eu mă uit în oglindă, frate, și zic că, mamă, frate, ești nebun? Tu chiar ești, chiar ești cel mai bun, cea mai bună persoană, cel mai bun om. Hell fucking no, man. Sunt un dacă îi să o luăm așa, mai ales după contentul pe care îl fac câteodată. And what? Aia e, frate. Asta e defectul meu. Și nu poți să zici că vreodată mi-am rupt pula de cineva în așa hal încât, doamne ferește, ce s-a întâmplat. Că mereu, mereu, niciodată nu mi-am putut pula de cineva, sau cel puțin așa cred eu. Dacă am făcut-o, îmi pare rău și chiar îmi cer scuze. Niciodată nu mi-am putut pula de cineva care, bă, nu merită absolut deloc, frate. Mereu am făcut-o cu bun simț, așa să zic așa, cârcotaș, vorba aia. Peștile mele care sunt pentru adolescenți. Așa că dacă vrei să criticați pe cineva, luați la rând infractorii, oamenii care chiar dăunează. Zapi, nu-ți place contentul meu. Am înțeles. Da, dar ce critică suntem Batman? Toată lumea poate să fie Batman, trebuie numai să ai, ai nevoie de gadgets, ai nevoie de gadgets, ai nevoie de microfon, de o cameră, de scaunul care se arate așa. Așa uite trebuie să arate scaunul. Așa trebuie să arate scaunul. Ia vezi. Ia vezi. E așa scaunul. Bum! Și după aia ești Batman. Rare te pup, bro. 10 lei te pup, bro. Mersi, mersi, frumos, brother. Chiar și o să-i las. Perfect, 15 lei ciubuc. Nu e pentru tine și asta e 15 clar. Lei Eu mă adresez altor oameni. Dar faptul că m-ai jignit că mi-ai desconsidera munca, nu prea pot să accept. Mai ales conștientizând că faci asta doar pentru vizualizări. Pentru a face niște bani, cel mai probabil. Vă respect, sincer. Îmi place ce o făcut aici, sincer. Exact, da, pe fratele meu, da. Și zic, ce zic? E bine ce-au făcut. Nu lăsați niciodată pe nimeni să vă desconsidere munca. Pe nimeni. pentru că înveți o mână de oameni pe care tu o ai acolo să se hrănească cu ură și dispreț față de munca altora. Sincer, nu voiam să-ți răspund, pentru că știu că asta cauți de fapt, când faci videouri despre alții. Dar nu vreau să mai las lucrurile așa și chiar de mă aud și o mie de oameni, pentru mine e important. Vreau ca oamenii să realizeze odată că voi sunteți cei răi. Voi sunteți cei care influențează negativ niște copii în formare. Pentru că de când ai făcut tu acel video, o mare parte din comunitatea ta a venit doar să înjure. Vă simțiți mai bine făcând asta? Dacă nu vă plăcea contentul meu și erați oameni ok, puteți veni cu un comentariu constructiv. Vreau să adaug ceva aici, ceea că mi se pare incredibil de delusional ce zice în momentul ăsta cu noi suntem oameni rei și că învățăm noi oamenii la ură și căcaturi de genul. Unul la mână. Eu nu sunt profesor, nu sunt cadru didactic să-ți învăț copilul, nu sunt părinte să-ți învăț copilul ce să facă și pe lângă chestia asta, eu am calitatea de entertainer. Eu aici trebuie să fac entertainment și atât. Dacă cineva merge după pe videoclipurile al și lasă comentarii urâte, aia nu este problema mea și nu este vina mea. Eu niciodată nu am zis nimănui să facă chestia asta. Lăsând la o parte și trecând peste chestia asta, Ferească Dumnezeu ca alți oameni să aibă opinie despre contentul postat public pe internet. Ferească Dumnezeu. Toată lumea trebuie să tacă, să nu zică absolut nimic, ca lumea n are voie la opinie. Dați garantez, eu îți garantez din tot sufletul că Zapi niciodată nu o să o zi și să, să nu și-o îndrumat oamenii să se educă, să-i lase comentarii de hate. Eu la fel, când fac un video despre cineva, nu pot. Nu pot să-i controlez oamenii care se uită la video. Nu pot, ok, zic, nu mergeți la video, nu lăsați comentarii și ceea ce e, e normal. E normal, adică e, e logic să faci chestia asta, să nu te duci la cineva să-i lași comentarii de hate. Pentru că vezi, doamne, au făcut altcineva un video despre persoana respectivă. Îi trist că lumea face așa. Dar în același timp nu poți să-i controlezi. Nu poți să-i controlezi. Normal că și la mine mai sunt proști care fac așa și nu mai faceți bă dacă vă uitați la video ăsta și mă ascultați acum ce zici, ce mi zic și ce mi iese pe gură, nu mai mergeți la oameni să le lăsați comentarii de hate. Sunteți terminați, nu aveți ceva mai bun de făcut? Faceți 10 flotări dacă sunteți horni. Dar nu, preferați un limbaj de ghetto. E păcat să văd că au apărut atâția oameni în online care doar cu asta se ocupă. Hrănesc ura și frustrarea în alți oameni și e trist să văd că nimeni nu își dă seama. E trist să văd că voi ca și comunități nu vă dați seama că oamenii ăștia asta vor, doar ca să le băgați bani în buzunar, când de fapt ei nu fac nimic, doar stau pe scaun și comentează. Dacă făceam ceva rău, ok, îmi asumam. Știu să accept când greșesc, dar să mă critici și să mă jignești doar pentru că nu e pe gustul tău contentul meu, e aiurea. Sunt mii de alte videoclipuri la care te poți uita. Îți place de Jimmy? Chiar mă bucur. Te rog să faci un video în care îți împărtășești admirația față nu de el. De ce nu faci asta? A, nu atrage așa de mult ca ura, nu-i așa? Și apropo, ai zis că avem multe canale și alții la tine în comentarii au zis că vrem bani și facem bani și de aia. Păi, dacă era doar așa pentru bani, dragii mei, nu postam acele videoclipuri pe un canal demonetizat. Deci nu, nu facem bani la acel video muncit. În schimb, Zapi a făcut cel mai probabil. Dar e ok, am muncit la el destul ca alții să se bucure de rezultate. Și culmea e că în loc să-ți mulțumească, tot ei zic că noi nu facem nimic. Ironic, nu-i așa? Zapi, îmi pare rău pentru tine. Se vede că atunci când ai fost mic, ți-au lipsit videoclipurile de la Flow vs. Dia. Dacă le aveai pe atunci, învățai și tu să fii un nou mai bun. Aș mai Damn, avea ce de... crazy asta, frate! Pa, Pă, păcat că nu v-ați uitat la Flow vs. Dia când erați mici, că dacă v-ați fi uitat la Flow vs. Dia când erați mici, acum erați ușa de biserică, chat. Ușa de biserică, Gigi Ten Rect. Gigi Ten Rect. No FNS. Despus. Dar, după cum bine v-am anunțat, trec printr-o perioadă extrem de grea cu mama mea. E o problemă gravă de sănătate și în următoarele luni vom auzi de două ori pe săptămână. Nu voiam să fac acest videoclip. Evident, și cum am Pare zis, rău nu caut să critic pe mine, bine, și doar să scot în evidență răutatea for real, for real. gratuită. În cazul meu, trecând printr-o perioadă grea și fiind vulnerabilă, chiar nu aveam nevoie ca un val de hate să vină în comunitatea noastră de oameni ok și empatici. Sper ZAPI să nu fi vreodată în locul meu și să nu... Comunitatea noastră de oameni ok și empatici, man, it's crazy. ...treci prin ce trec eu acum, în viața personală. Mersi că ai pus cireașa pe tort pentru câțiva dolari. Sper să te ajute și să faci ceva bun cu ei. E păcat că astfel de oameni niciodată nu vor recunoaște că au greșit și că da, într-adevăr, ei fac rău cuiva, gratuit sau pentru câțiva dolari. O, eu habar n-am ce aici pentru că sunt din SUA, dar bine am ajuns. Prima dată la live, are salut din Vegas. Mersi frumos de 5 de 5 pietre. Thank you, din Vegas, damn! Ce se întâmplă, în Vegas rămâne în Vegas, vorba aia. Mersi frumos de, de donație, apreciez tare. Ok, am înțeles ideea. O zis câteva puncte valide, n-am să te mint, dar mi se pare că un pic prea tare s luat de la un video. Mi se pare că un pic prea tare. Mamă, 2,1k de dislike-uri? Holy fuck! Nu merită 2,1k de dislike-uri videoclipul ăsta. Până la urmă, mă doar și-o zis, părerea, știi ce zic despre videoclipul asta? Dar pe mare un canal așa și pe platformă de aproape 10 ani. Se pare că nici voi nu v-ați făcut deloc temele pentru că lui Zap nici măcar nu-i place Jimmy. Așa și noi suntem aici de 14. Mamă, ce concurs, mani, competiție, cine e mai vechi sau care e schema, că nu înțeleg. Nu mai spune ce a spus el, te rog, doar gândește pentru tine, nu am nevoie să faci să-mi fac nicio temă, el ne-a acuzat că l-a copiat pe Jimmy, așa că discuția a fost despre Jimmy. Era ironică când am zis că să fac un video de admirație despre el, dar nimeni nu s-a prins. Hai să vedem uh, ce au avut de zis Zapi, nu?